Bună seara! E trecut de ora 7, ca în fiecare seară de zi de lucru. Vă invităm să discutăm verde în față cu echipă, cu membrii, cu simpatizanții ai Partidului Verde, să abordăm situațiile din țară și din lume, mai ales pentru că suntem prinși în casă și mai ales pentru că mass media e controlată de cei cu bani și pe noi ne ignoră. Vrem să creăm o undă verde de abordare a realităților din jurul nostru. Îi salut pe membrii permanenți ai discuțiilor noastre, Gabriel Ursescu din Suedia, Silviu Dumitru, secretar general al partidului. Văd că mai e Cristian Hirș, lider al verzilor de la Sibiu, și ni s-a alăturat domnul Stan, cu care am vorbit aseară și era supărat, dar azi pare mai bine dispus. Dar nu are timp, a zis că nu poate intra în seara asta. O să stea mute, că nu poate intra. Ah, ok. Înțeleg, dar că e domnul Lupăiescu cu noi de la Târgu Mureș. Da, de la Târgu Mureș, să mă auziți? Da, a intrat până la urmă. Da, suntem. Da, bună seara, mă bucur să fiu cu voi. O să avem, În sfârșit. Da, deci o ediție cu doi din București, doi din Transilvania și unul din diaspora. Care-i situația de aseară, de azi noapte s-a introdus Suceava, fosta capitală a Moldovei, în carantină, pentru că acolo sunt foarte multe cazuri de îmbolnăviri și de decese. Și dincolo de Prut, la mine, în Republica Moldova, azi s-a dublat numărul de decese, inclusiv un mort s-a constatat în stânga Nistrului, în așa numita Transnistrie. Deci lucrurile se îngroașă tocmai când noi ne așteptam că, iată, o să înceapă să scadă curba. Sper că sunteți și voi în casă, sunteți ascultători la ceea ce spun oamenii de știință, medicii, autoritățile. Totuși, încă suntem liberi să analizăm critic situația și să ne exprimăm curajos. Care-i atmosfera la Târgu Mureș? Care-i atmosfera la Sibiu? Ne-a vorbit Cristian mai săptămâna trecută. Vreți să vă spun despre Târgu Mureș? Acum, eu foarte multe lucruri nu știu pentru că stau în casă. Că nu ieșiți din casă, da, corect. Da, în casă, nu pentru că aș fi izolat, ci pentru că nici n-ai ce să faci afară. Eu sunt profesor, noi am încetat activitatea din 11 martie și sunt oarecum în contact, pentru că din familie sunt care lucrează în sistemul medical și mai știu câte un lucru de aici, de acolo. Ce pot să vă spun este că toată lumea se așteaptă pentru ce este mai rău și trebuie să facem în așa fel încât să încercăm să oprim pe cât se poate răspândirea epidemiei. Păi și ce ar fi cel mai rău, de exemplu, în educație? Să se amâne, să se anuleze anul ăsta școlar, să se repete la anul? Spuneau că educație e imposibil și a dispărut vicepremierul care a lansat versiunea asta, dar a început să se discute din nou. Da, a fost o discuție că acolo doamna Raluca Turcanu s-a băgat să declare peste capul ministrului învățământului și una din grijile Ministerului Învățământului, așa cum văd, este de a încerca să păstreze calmul și a încerca să liniștească lucrurile în așa fel încât elevii să nu intre în panică, ceea ce este un lucru foarte bun. Acum, tot din declarațiile Ministerului Învățământului, înțeleg că se lucrează la mai multe scenarii și eu chiar discutam cu copiii mei, pentru că noi ținem lecții online, eu cel puțin țin lecții online zilnic, care, apropo, necesită un efort extraordinar de mare, de pregătire. De exemplu, eu astăzi am ținut două lecții online și am început la ora 11 cu pregătire, cu tot ceea ce am avut nevoie și am terminat la ora 4 după masă. Deci pentru două ore, nici chiar două ore, pentru că ținem lecțiile pe Zoom și Zoom-ul ne dă afară după 40 de minute. Deci pentru de două ori 40 de minute eu am lucrat 5 ore. Dar cum se explică? De ce a consumat atâta timp? Când s-ar părea că e simplu, ai apăsat un buton și se educă. Nu, trebuie să-mi pregătesc lecția și pregătirea lecției înseamnă...
Eu îmi predau lecția la tablă. Adică mă duc în clasă, știu ce trebuie să spun copiilor, știu ce au ei nevoie ca să înțeleagă și îmi structurez discursul într-un mod coerent și imediat ce am nevoie de un anumit lucru, mă duc și îl fac pe tablă. În special desene. Mai ales acum, astăzi am lucrat foarte mult, de exemplu, pentru optica geometrică. La optica geometrică este necesar să faci o grămadă de desene, să arăți cum merg razele de lumină, cum se formează imaginile pentru fiecare caz concret. Or, eu ce fac fizică. Acum? Da, fizică, sunt fizician. N-am posibilitatea să merg la tablă și trebuie să mă gândesc ce am de făcut, după care să încerc să desenez desenele pentru ceea ce vreau să expun și după ce îmi fac desenele pe care le fac îngrijit, că le fac cu riglă, cu culori și așa mai departe, mă duc și pozez, pentru că n-am scanner acasă și îmi pozez foile, după ce le pozez, le iau pe calculator, le prelucrez, pentru că aparatul meu nu face niște poze așa de bune și uite așa, după aia intri online și așa mai departe, te mai uiți peste teme, mai discuți cu copiii despre întrebările pe care le au și durează, e foarte mult, deci pare puțin și simplu, dar este de fapt foarte mult. Norocul este că am putut să intru, eu am făcut astăzi două ore cu o clasa a 9-a și cu o clasa a 11-a, dar de fapt eu am două clase de a 9-a la care predau aceeași materie și două clase de a 11-a. Și atunci pot să-i chem împreună și deci țin o oră pentru două clase, adică cum ar veni astăzi mi-am ținut patru ore. Dar oricum este destul de puțin și efortul este foarte mare. Acum, eu nu mi-am propus neapărat să vorbesc despre învățământ, dar dacă nu aveți un alt subiect, eu aș putea să vă spun două vorbe despre învățământ. Și aceste două vorbe despre învățământ se leagă, să știți, de o problemă care privește în mod direct partidul. Și asta se numește problemă de comunicare. Nu știu dacă ați observat că problema comunicării este o problemă, hai să zicem, extraordinar de spinoasă. Și este în general o problemă spinoasă, dar în comunicarea de partid și pentru, având în vedere ceea ce dorește un partid să facă, problema comunicării devine și mai spinoasă. Să vă spun la ce mă refer. Am făcut, ca să înțelegeți, vă spun că am făcut o postare pe Facebook în legătură cu o estimare a numărului de bolnavi care ar putea să fie în pandemia asta despre care vorbim acum și estimarea asta am făcut-o în baza unor ipoteze și tot raționamentul meu era de vreo 4 sau de 5 rânduri. Am postat acolo pe wall-ul meu de pe Facebook, dacă sunteți interesați, puteți să intrați acolo. Da, observat că aveți multe calcule, multe cifre acolo. Da, ce vreți să calcule, da, și era o postare care estima cam câți bolnavi în stare critică ar trebui să ajungă pe vârf în România per județ. Și mi-a ieșit la o estimare pesimistă, aș zice, deci considerând că 10% din cazuri sunt critice, am ajuns la... Deci dacă situația Italiei se repetă, atunci la noi ar trebui să ajungem la un număr de vreo 50 de bolnavi pe județ. Asta presupunând că 10% sunt în stare critică, în Italia n-au fost 10% în stare critică, au fost mai puțin, cam 7% în stare critică sau 6%. Deci foarte pesimist estimat, mi-au ieșit vreo 50 de bolnavi pe județ. Dar nu asta este ideea. Eu altceva vreau să vă spun. Vreau să vă spun că această postare pe care am făcut-o eu și care conține această idee, pe care v-am expus-o acum dumneavoastră pe scurt, am constatat că sunt mulți cititori ai acestei postări care nu au, poate n-au nici capacitatea, dar mai ales n-au răbdarea de a citi până la capăt expunerea. Deci oamenii și cred că acesta este un fenomen general. Vă rog să fiți foarte atenți la lucrul acesta. Judec mult asupra acestor chestiuni pentru că face parte din meseria mea de profesor și pe mine mă interesează foarte mult cum mesajul pe care îl transmite cineva, un profesor de exemplu, și ajunge la urechile receptorului. Și nu-i destul să ajungă la urechi, dar trebuie ca receptorul să manifeste și atenția necesară pentru a prinde mesajul respectiv. Ori,
constatăm acum, de când cu această avalanșă a internetului, care nu e de foarte multă vreme, să știți, de câțiva ani, toată lumea stă pe online și toată lumea vrea lucrurile cât mai scurt și chiar și când le prezinți scurt, n-are răbdare să le urmărească. E bine, aceasta este o problemă fundamentală pentru partid, pentru că partidul, dacă nu știe să comunice în aceste condiții, care sunt niște condiții noi, atunci el nu poate să ajungă la urechile electoratului cu propunerile pe care le are. Poți să ai cele mai strălucite propuneri din lume, poți să fii cel mai bun partid din punct de vedere teoretic din lume, dacă nu știi să-ți construiești mesajul în așa fel încât să percuteze în mintea electoratului, degeaba l-ai și degeaba l-ai construit. Și acum am să vă spun o chestiune care pe mine oarecum mă doare. Eu consider că învățământul trebuie reformat, trebuie reformat radical și să știți că nu doar învățământul de la noi din țară, pentru că învățământul din toată lumea are o grămadă de tare și trebuie reformat. Pentru reformarea învățământului sau în legătură cu ce poate fi reformat în învățământ, eu am judecat... O să revenim poate în continuare. Eu sper să stăm cel puțin o oră să discutăm. Haideți pentru început să prezinte fiecare impresiile de după weekend. Dacă vreți neapărat să spuneți acum, insistați, dar mă gândeam să-i auzim și pe Cristian de la Sibiu. Insist asupra unui aspect, că nu vreau nici cum să spun care va fi reforma. Altceva este în legătură cu ceea ce am spus înainte. Și anume că eu am construit un nou sistem de învățământ pe care l-am expus în, să zicem, câteva pagini. Sunt puse pe internet, nu vreau acum să vă amețesc cu ele, nu vă faceți griji. Altceva însă vreau să vă spun. Am mâncat această pastilă pe grupul de comunicare al Partidului Verde și am constatat că am fost respins din start. Deci oamenii n-au citit, pentru că probabil că n-au răbdare să citească propunerea mea. Niciunul cred că n-a citit propunerea pe care eu o am, în schimb a fost respinsă. Putem să intervenim, dar trebuie să-i amintim domnului profesor că dintre cei care îl citesc sunt și probabil studenți de ai lui și poate e și vina dumnealui că nu a educat în ei apetitul pentru a citi cifre, pentru a avea răbdare la texte lungi. Domnul profesor, cred că s-a referit la programul partidului la care se lucrează. Dar nu m-am referit la asta. M-am referit la că noi avem grupuri, pe Facebook și dacă trimiteai propunerea ta de învățământ, era inclusă în acest program și după aia era rafinată la consultare, dar am avut grupuri pe Facebook, de ce nu ne-ai trimis? Și dacă aveai pentru capitolul învățământ. Nu s-a terminat lucrul la program și oricum acela nu e chestie bătută în granit. Nu s-a terminat, dar chiar sunt surprins plăcut. Să aud acum că există o propunere pe învățământ, dar noi nu avem pentru program, inclusă în program. Am fost respins în grupul de comunicare, nu mai știu exact unde am postat, undeva pe WhatsApp. Am fost respins din capul locului cu ideea, nu mai avem nevoie de reformă în învățământ, s-a făcut prea multă reformă. Am terminat. Nu știu, cine a spus asta? O replică, două acolo. Nu, acum te rog, spune cine a spus, pentru că e ciudat ce spui, că a fost respins, eu nu știu de chestia asta. Nu, a fost ignorat, poate n-a fost aplaudat cu entuziasm. Nu poți să zici, cineva a zis că nu e actualitate, poate e glumă. E o mare problemă de comunicare. Oamenii toți vor să spună, dar nimeni nu vrea să asculte. Aici e problema. Noi suntem aici ca să le rezolvăm. Din cauza acestui COVID, mă scuzați că intervin, Gabriel, sunt din Scandinavia. Da, ascult, Și trebuie să înțelegem că zilele acestea trăim o furtună de informații și toată lumea suntem sub presiunea asta. Dar așa cum o zici și propunerea mea a fost acum multe luni de zile, nu acum. Eu vorbeam de problema comunicării. Le rezolvăm. Vă garantez că le rezolvăm. Dacă o să aveți răbdare, să le mai spuneți o dată, cumva. Poate chiar în emisiune de azi, pe scurt. Da, Silviu. Nu am de spus, este scris. Deci trebuie să citești și să nu respingi înainte de a citi și de a pricepe. Corect. Eu n-am respins și noi n-am. Eu sunt deschis criticilor, deci sunt dispus ca să mi se spună, domnule, e prost ce zici tu. După ce ai citit, ai priceput, dar nu înainte. Corect. Eu n-am văzut. Ok. Să-l auzim acum și pe Cristian de la Sibiu, zicea că are și el niște impresii proaspete despre
criză despre carantină, stă în casă, dar a ieșit până la magazin. Înainte de asta, eu aș dori să aduc o scurtă completare colegului nostru de la Târgu Mureș, pentru că împărtășim aceeași profesie și mă bucur de acest lucru. Spuneați mai devreme despre munca în plus, munca grea pe care suntem nevoiți să o facem noi astăzi în mijloacele acestea de învățământ online. Chiar zilele trecute am avut o discuție cu unii dintre elevi și ei se plângeau de asemenea despre faptul că și ei muncesc mult mai mult decât atunci când mergeau la școală, pentru că primesc mult mai multe teme care le ocupă foarte mult timp și lucrează foarte mult. Pot să vă spun câte ceva despre asta dacă vă interesează. Da, elevii buni, vreau să vă zic, am discutat și eu cu ei și elevii buni chiar se plâng. O elevă foarte bună, calificată la Olimpiada Națională, acum din păcate nu se mai țin Olimpiadele astea naționale, mi-au spus, am întrebat-o, Daria, ce faci, cum reziști? Zice, la 5 după masa deja nu mai rezist, îmi plâng ochii de la atât a stat în calculator. Deci și pentru ei este foarte obositor și reacția este că și ei ar vrea înapoi la școală. Da, așa este. De fapt, primul subiect pe care eu doream să-l abordez, legat de situația din Sibiu, am constatat astăzi o întâmplare pe care pe mine personal m-a revoltat foarte tare. Eu ies odată la o săptămână, la câteva zile din casă pentru cumpărături, pentru aprovizionarea strictului necesar. Iar astăzi, ieșind din casă, în cartierul unde am domiciliu și unde obișnuiesc să fac cumpărăturile, am observat un grup de câteva persoane stând în fața unei crâjme, să-i spun așa, pentru că este o crâjmă în adevăratul sens al cuvântului, adică o bombă din acea de cartier. De fapt, în această zonă sunt mai multe astfel de crâjme, iar acești indivizi nu doar că formau un grup în fața acelei crâjme, dar erau și cu consumau alcool stând în stradă, erau cu sticlele de bere în mână sau unele sticle sprijinite de pervazul acelei crâjme. Pe lângă ei treceau alți trecători echipați corespunzător situației actuale, cu purtând măști, mănuși, primii pe care i-am pomenit, aceștia bineînțeles că nu aveau niciun fel de protecție. A fost o situație foarte revoltătoare din punctul meu de vedere. În această zonă, în cartierul unde mi-am desfășurat astăzi activitatea, nu am observat nici urmă de uniformă, de poliție, jandarmerie sau armată, absolut nimic. Înseamnă că nimeni nu i-a tras la răspundere sau nici nu are cine să-i tragă la răspundere. Iar cea mai mare întrebare a mea ar fi de unde au reușit să procure acel alcool pe care îl consumau în stradă. Probabil că, așa cum se spune pe sumână, probabil crâjma sau localul respectiv este închis-deschis. Altfel nu-mi explic. Da. A fost o situație foarte revoltătoare. Se pare că oamenii încă sunt foarte inconștienți la situația actuală și cât de periculoasă este. Nu v-ați gândit să sesizați organele, abilitate, poliția, primăria, dacă e doar crâșmă, într-adevăr ar trebui să fie închisă. Dacă e și alimentară, atunci e justificat să fie deschisă. Nu, este doar o crâșmă. Păi poate nu-i târziu să sesizați primăria și poliția locală, națională. Am intenționat să fac o asemenea sesizare, dar m-am grăbit să ajung acasă la bebelu și să intru în legătură cu voi. Dar între timp am apucat scurt la telefon cu o cunoștință
care lucrează de fapt la poliția de frontieră și care m-a sfătuit să unde anume să fac aceste sesizări. Am făcut fotografie, am postat chiar pe profilul meu personal acea fotografie cu indivizii în cauză despre care vorbeam. Acolo, în acea fotografie se vede și foarte clar cum alți cetățeni, tot venind de la cumpărături cu gențile, plasele în mână, trec pe lângă aceștia, iar aceștia sunt cu berile în mână. Consider că este o situație foarte revoltătoare în Sibiu. Aș dori să intervin și... Te rog, Abi. Servus, Cristi. Servus, domnul din Târgu Mureș, Sevostok Modiorok. Și ce vreau să... Da, nicio problemă. Avem și prieteni și simpatizanți care vorbesc limba maghiară și alte limbi, fiindcă este vorba și de etnii și este foarte important să îi salutăm. Aș dori să ating două lucruri, fiindcă ați început cu coronavirusul și vreau să explic cazul aparte din Suedia, care este din ce în ce mai contestat și pe bună dreptate. Suedia a abordat o altă tactică, să zic așa, și aici fac o paranteză, mă refer la domnul Muste de la Timișoara, care a dat niște sfaturi și a zis că sunt două feluri de a vaccina populația, prin însuși vaccinul și prin o selecție naturală. Ei, Suedia este cunoscută pentru acest tip de vaccinare naturală. Ei încearcă să elimine cât mai multe medicamente gen antibiotice și din această cauză consumul de anumite tipuri de medicamente este mult mai mic și au mers pe această linie mai departe, dar nu fără victime, în sensul că per milion de locuitori numărul de victime este mult peste cel al României. Și vă dau chiar aici că l-am în față, per milion de locuitori, Suedia este undeva în top 10-15 cu 18 morți, România este undeva pe locul cam 35-40 cu 4 morți. Asta nu înseamnă că stăm bine. Stăm deocamdată bine, fiindcă lucrurile se vor schimba în curând. Menționez că și statul suedez a luat măsuri gen spitale militare, spitale de campanie. Se merge la lucru un gen normal, zic, care mai are loc de muncă, vezi oarecare normalitate. Lumea s-a autodisciplinat, în sensul că stă în casă, în weekend-uri am văzut că este mișcare, dar medicii spun că este și recomandabil să ieși afară. Tocmai aportul de soare contează foarte mult, vitamina D și așa mai departe, și pentru psihic. Acum, asta este situația. Vom vedea la urmă cine plătește această notă de plată. Bun, am terminat cu modelul suedez. Mă refer la învățământ și fac aici o paralelă. În Suedia, chestiile astea online, educație, plăți și așa mai departe, este mult, mult mai avansată. Plus că sistemul suedez este mult mai relaxat. Temele nu sunt atât de încărcate, mă înțelegeți? Și aici trebuie să lucrăm cu grupul de educație, unde și tu, Cristi, și domnul Lupulescu, mai mult ca sigur că o să veniți cu niște idei. Și ar fi interesant să avem niște profesori și o să găsim profesori ori simpatizanța ai verzilor din România, ori poate chiar profesori, care să facă echipă cu grupul de lucru pe educație, ca să vedem unde putem îmbunătăți, fiindcă viitorul o să fie electronic și altă șansă nu există, începând de la vot, la plăți, la educație, educație pentru senior online și așa mai departe. Terminat, mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Lupăiescu poate vrea să treacă acum la Olet, proiectul lui sau Silviu vrea să intervină? Pot eu acum? Da.
Că tot vorbeam de ce se întâmplă situația actuală în Europa și în lume despre COVID în România. Tocmai am vorbit mai devreme cu un coleg care de curând a venit la noi la Verzi, Raul Galan, pe care și salut cu această ocazie. El îi predă la Universitatea de Michigan și face și doctorat acolo. Și mi-a spus, am discutat de situația acum în America, cum este abordată pandemia de COVID versus informațiile care se transmit aici cu această Trump și cu echipa fac conferințe de presă în fiecare zi și anunță ce mai fac e pentru americani. Situația în America față de Europa se pare că e mai gravă, ca dovadă că și America a ajuns pe top acum, în vârful listei, ca număr de infectări și decese. Și asta e datorat sistemului de sănătate care este privat în America. Nu există sistem de sănătate social, nu există, acolo nu se fac îngrijiri medicale decât pe asigurare și poate tocmai asta e și motivul creșterii alarmante a deceselor acolo, față de Europa, care e cât de cât e mai socială. America are o economie de piață foarte liberală, la ei majoritatea sistemului este, aproape tot sistemul este privat. Și, într-adevăr, s-a lăudat Trump că se vor testa milioane de americani și toată lumea va beneficia de testare, indiferent dacă are sau nu are asigurare medicală. Problema unde apare? După testare. Pentru că, după testare, mulți americani, mai ales că cei care n-au venituri, sunt oameni săraci și la ei foarte mulți, află că au fost testați pozitiv. În schimb, tratamentul nu există. Ca să te tratezi, trebuie să plătești în America. N-ai asigurare, trebuie să plătești. În situația asta sunt foarte mulți americani care nu-și permit, nu au sărăcia e mare și în America, cu toate că nu sunt, dar sunt mulți oameni care nu-și permit să plătească. Și oamenii pur și simplu nu sunt primiți în spitale. Nu sunt primiți în spitale și nu-și pot face tratamentul. Nu-i primește pentru că nu au asigurare. Ce putem să mai spunem situația asta în America, care într-adevăr e foarte tragică, adică sunt oameni care află prin testare că sunt pozitivi, unii se simt chiar rău și nu există nici la urgență măcar, mi-a confirmat că nici la urgență nu iau, pentru că la urgență intră cei care au asigurare și plătesc. Și uite așa, deci situația se pare că mai gravă în America decât la noi pe partea asta de tratament. Și totuși există și un scenariu care duce spre conspirație, pentru că la ce, nu știu, ce gândire are Trump și cum și-a dovedit el în ultimul timp abordarea asta, se pare că nu este un interes ca toată lumea să fie aplicat același tratament pentru toată lumea. Măsurile sunt luate pentru cei cu bani, beneficiază în primul rând cei cu bani. Și chiar se spune, sunt așa rumors, cum se zice în engleză, precum că este lăsat această pandemie să ajungă la un vârf, pentru că tratament și vaccin s-ar părea că a început să existe. Deja în America se folosește un tratament care este specific de malarie, dar ce vreau să zic, situația asta gravă în care nu toți oamenii sunt tratați la fel. Asta e societatea americană, ne-am obișnuit cu ea. În Europa, aici problema este de altă, nu neapărat socială sau economia de piață, ci sunt lipsurile în România și celelalte țări din Europa. Să sperăm că se va găsi până la urmă, dacă nu s-a găsit deja tratamentul, și să terminăm, că nu mai putem rezista mult cu COVID și cu izolarea asta în casă. O să ne dăm seama probabil într-o săptămână, două săptămâni, că izolarea asta pe unii oameni aduce în depresie. Unii care stau la bloc, cei care stau la bloc și nu au putut deși prin curte sau prea mult timp, vor intra în depresie, oameni activi care trebuie să stea în casă, să nu facă mișcare. Deci dacă mai continuă mult chestia asta, nu știu ce se va întâmpla. Asta și nu doar depresie, disperare îi apucă pe unii care și-au consumat rezervele în primele două săptămâni de carantină. Până la sfârșit de lună trebuie să plătească serviciile și chiria, dacă stau cu chirie, și nu mai au pe ce. Au pierdut și serviciu și nu mai au... Sunt candidați buni să iasă în stradă. Bine că vine vara și o să fie mai cald, dar la toamnă s-ar putea să se repete treaba. Deci România se află cumva între Statele Unite și Suedia. Suedia e un stat social, aproape socialist, are grijă de oameni, pe când Statele Unite e capitalism de junglă adevărat. Gabi, nu-i de acord.
Eu am tabelul în față de la worldometers.info și dintre astea trei țări, Suedia este pe primul loc, locul cam 10, America pe 15 și România deocamdată mult în spate, în sensul că pe milionul de locuitori Suedia are 18, America are la momentul actual are 10, da, și România are 4. Ce vreau eu să spun, mai este o chestie la care nu se gândește lumea, aspectul cultural. Aspectul cultural face foarte, foarte mult. Suedezii sunt cunoscuți ca mai distanți și mai reci și așa mai departe, ceea ce face ca interacțiunea umană să fie mult mai rară. Totuși, atenție, există un caz special din Suedia și aici putem face paralela cu Italia, Spania și, și America, fiindcă și acolo oamenii sunt mult mai sociali. Comunitățile la care ne-am referit acum în America sunt comunitățile de săraci și în special cele de afroamericani, unde ei sunt, interacționează altcumva, sunt mai, contactul fizic la salut, la socializare este mult mai des. Și revin la exemplul cartierului Rinkeby din Stockholm, unde există o comunitate mare de etiopieni eritreeni și tot așa contactul lor în cadrul familiilor, în cadrul anturajului este mult mai apropiat. Așa se explică că în comunități mult mai dense și cu asemenea tip de cultură, cazurile de infectare și cazurile de moarte sunt mult, mult mai grave. Înțelegeți? Am terminat. E bine să facem astfel de cercetări, dar să păstrăm latura științifică și să nu ne ducem spre extremisme, naționalisme, ură, dispreț pentru anumite categorii lingvistice, naționale, sau, iată, categoria socială. Gastarbeiterii, cei care ați venit de afară, voi ați adus molima, că exact. Se întâmplă și așa, și aici în România și dincolo în Republica Moldova. Nu, absolut. Absolut. Argumentul meu este pur legat de chestii statistice și paralele culturale, deci nu are nimic cu anumite chestii. Trebuie să explicăm, fiindcă una este un Svensson din Suedia care nu te salută pe stradă 10 ani de zile și una este Gheorghită care vrea, nu vrei, nu vrei, trebuie să-l primești în casă, mă înțelegeți? Ca să și glumim, sau tanti Floare care n-are ce face pe stradă și deschide poarta și te trezește din pat. Astea sunt chestii culturale de care trebuie să ținem cont. Victimele în aceste cazuri, cele mai mari, vor fi, dacă acest virus merge, în comunitățile de săraci, indiferent de etnie, și țările săraci, astea de la periferie. Tot despre, e ciudat că în Italia, anume în zona bogată, nordică, industrializată, a fost criza cea mai mare. Dar tot despre diferențe culturale s-ar putea să fie cazul și în situația domnului Lupăiescu, care de acolo, din Transilvania, din Ardeal fiind, a vrut ceva să comunice cu toată echipa verde din toată România, iar miticii de aici, din sud, l-au luat în zeflemea, cum suntem și noi deseori tratați basarabieni și ni se pare că asta e bătaie de joc, dar așa sunt oamenii diferiți, chiar în același sat, în aceeași familie, doi frați, unul e mai flegmatic, altul e mai holeric. Da, domnul Lupăiescu, nu sunteți de acord? În primul rând, ca să încheiem discuția anterior, mai întâi vreau să vă zic că mă numesc Lupăiescu și vă propun să ne tutuim, pentru că suntem colegi și puteți să-mi spuneți Constantin și să-mi vorbiți la apertu, asta în primul rând. Într-al doilea rând, constat că problema de comunicare rămâne, pentru că nu ați înțeles că eu nu am criticat pe nimeni. Eu am vorbit constructiv și vă rog ca să, așa să considerați tot ceea ce spun eu ca fiind ceva constructiv. Dacă spun că există o problemă de comunicare, o spun ca să o conștientizăm și să încercăm să o rezolvăm. Nu ca să aruncăm vina pe cineva, pentru că nu cred că este de niciun folos. Folos este să conștientizăm ce facem rău și să facem în continuare bine, că numai așa putem să progresăm. Asta este în primul rând. Într-al doilea rând, eu nu m-am simțit jignit, să știți, și nici dat la o parte. Eu am încercat să comunic și în alte medii, nu doar la partid, și am constatat aceeași problemă a comunicării.
Oamenii nu au răbdare să citească. Ori, în paranteză vă spun, un sistem de învățământ este o chestiune extraordinar de complexă. Sistemul pe care l-am gândit eu este complex și este, nu-l poți înțelege și nu poți înțelege măsurile punctuale dacă nu înțelegi ansamblu. Ori tu trebuie să ai răbdare ca receptor să pricepi tot acest ansamblu. Asta se face cu efort și oamenii nu mai sunt dispuși să aloce efort pentru ca să recepteze ideile celorlalți. Dar ok, haideți să vă spun ceva despre COVID, că văd că mai mult despre epidemie discutăm. Ce vreau să vă spun, ce mă îngrijorează pe mine și am constatat aici, că văd că vorbim mai mult despre lucrurile pe care le constatăm în comunitatea noastră. Vreau să vă spun că mi se pare foarte dificil să te protejezi în condițiile în care trebuie să mergi să faci aprovizionarea la magazin. Oricât te-ai protejat de tare, să vă dau un exemplu, am peste drum un magazin universal care are și pâine. Pâinea o vinde ambalată, pâinea vine ambalată direct de la fabrică, dar pâinea este expusă pe raft. Să presupunem că la fabrică nu sunt infectați sau infestați cei care o ambalează, presupunem că nici manipulatorii lăzilor respective nu sunt infestați și nici lucrătorii de la alimentare care o pun pe raft și pâinea ajunge curată pe raft. Eu mă duc cu mâinile curate, eventual în mănuși sau dezinfectat, o iau de pe raft și poate nu o pun în coș, că mă gândesc că poate din coș ar putea să se infecteze. Dar mă duc cu pâinea la casă. În momentul în care mă duc la casă, vânzătoarea cu mănuși pe mâini o prinde cu amândouă mâinile și mi-o scanează și mi-o dă înapoi. Ceea ce, după aia, numără banii, să zicem că eu plătesc cu cardul, dar vreau să vă zic că ăla de dinaintea mea a plătit cu bani. Deci ea a pus mănușile acelea, le pune pe bani și nu doar clientul de dinaintea mea, că la 100 de clienți înaintea mea și după aia pune mâna pe pâinea, e adevărat ambalată. Încă o prinde cu amândouă mâinile, că așa trebuie să o învârtă ca să o scaneze acolo și după aia mi-o dă înapoi în coș. Întâmplător, când am fost, acum 3 zile am fost să cumpăr o pâine, m-am trezit că n-am cardul la mine și a trebuit să plătesc cu bani. Și am plătit cu 100 de lei, că numai 100 de lei aveam în portmoneu și am primit înapoi o grămadă de bancnote, un 50, 4 de bancnote de 10, o bancnotă de 5, bancnote de 1 leu și niște mărunțiși. Banii aceia sunt un vector de răspândire al bolii. Și am stat și m-am gândit cum s-ar putea rezolva această problemă și eu nu văd. Poate că aveți dumneavoastră vreo idee, ce se poate face? Cum aș putea eu să fac aprovizionarea în așa fel încât să fiu convins că nu am n-am cum să mă infectez? Există, asta e o particularitate în Târgu Mureș, noi avem magazine de pâine. Sunt câțiva producători locali, au niște nume, Tinco, Eldi, Covaci, Luduș, sunt câțiva producători locali care au magazinele lor. Acolo când te duci la magazin, pâinea nu este ambalată, este pe raft, ți-o taie pe loc și vânzătoarea apucă pâinea cu o mănușă de unică folosință. Știți că sunt niște mănușe așa din folie de polietilenă pe care le poți folosi odată și apucă pâinea cu mănușa aceea de unică folosință, o taie, ți-o pune într-o pungă și după aceea își dă mănușa jos și umblă cu banii. Când ia următoarea pâine, e un pic mai în siguranță, ca să zic așa. Dar altfel nu-ți vine să mergi la cumpărături din această pricină. Că exact același lucru mi s-a întâmplat și la un supermarket. Am fost cu mașina să fac o aprovizionare mai mare. M-am trezit că toate mărfurile pe care le-am pus în coș le prinde acolo și pe toate pune mâna. Deci e o problemă destul de serioasă asta. Poate se explică de ce toată lumea a luat toată făina din magazine ca să-și facă pâine acasă. Probabil de asta a dispărut făina de prin magazine. Și eu am luat și să știți că și eu îmi fac pâine acasă și dar tot mai cumperi de la magazin, că parcă m-am obișnuit cu aia de la magazin, parcă e un pic mai bună. Totuși o greșeală pe care observ la dumneavoastră, v-ați dus la magazin doar pentru o pâine? Mai degrabă colegul nostru Hirsch, care se duce o dată pe săptămână și vine cu rucsacul plin, mi se pare mai rezonabil și mai rațional. Iar la noi, eu o cumpăr de la Mega Image pâinea, e băgată în ambalaj de hârtie, nu se vede ce e acolo, e produsă de Mega Image aici în blocul de alături. Nu văd ce e acolo, dar deschid, mă uit, o bag în
valiză sau în ce bag eu acolo în coș, o aduc acasă, îmi spăl mânile, spăl cheia, dau și cu spirt și după aceea scot pâinea și o folosesc deja cu mâinile curate, la fel cum și te ștergi pe față, ștergi la ochi, te scarpe în nas deja când ești cu mâinile dezinfectate, atunci manipulezi și mâncarea. Dacă ai mai îmblat de vreo câteva ori pe pungi, iar îți speli mâinile. De asta se recomandă să speli deseori mâinile și nu așa aleatoriu, ci când simți că ai putut să mai iei vreo infecție de pe un ambalaj, de pe o cheie, de pe clanța ușii, de pe temir ce. Deci, mie mi se pare că la școală... Ca soluție de plată fi soluția wireless, când practic nu atingi cu degetele, ci doar scoți și exact, sau cu telefonul. Asta ar fi o soluție, fiindcă banii de hârtie știm toți că sunt foarte murdari și și pe amândouă temele, pe coronavirus și pe învățământ, eu cred că verzii pot să vină cu soluții și da, critica constructivă este o realitate la cel puțin pentru mine, din punctul meu de vedere, care sunt nou în acest partid. Eu vin din societatea civilă și acolo se obișnuiește un alt tip de a comunica și îmi doresc foarte mult ca acest lucru să fie și în cadrul Partidului Verde și am constatat cu plăcere că acest stil există, dar deocamdată noi între noi nu ne cunoaștem. Eu cunosc doar câțiva de la filiale, pe câțiva i-am întâlnit personal când am fost în țară. Da, este o realitate, trebuie să ținem cont de chestia asta, dar noi putem rezolva, chiar dacă nu putem să ne întâlnim peste o lună de zile să facem un congres sau una altă, dar prin intermediul și acestei emisiuni, a chat-urilor, a grupurilor de comunicare, a comisiilor care avem în cadrul Partidului Verde, noi ne putem omogeniza și cred că este timpul să-i dăm drumul mult mai apăsat ca și până acum. Partidul Verde, din punctul meu de vedere, este o platformă de viitor, platformă politică de viitor și este momentul potrivit și, fraților, o să fim măsura faptelor noastre. Haideți să-i dăm drumul și să facem cu calm, înțelepciune și eu cred că o să fie bine. Haideți să profităm de situația că sunteți cel puțin doi profesori aici în grup. Și eu, da, Silviu, da. Nu, vorbea Gabriel de verzi europeni și chiar mă uitam pe un e-mail pe care l-am primit astăzi. A fost un party leaders meeting câteva zile în urmă în care liderii partidelor verzi în Europa au intrat online și s-a discutat pentru niște măsuri pe care verzii europeni să le propună Parlamentul European și Comisiei Europene. Și vreau să spicuiesc câte ceva din ce au propus verzii europeni la această întâlnire online care a avut loc, în care sunt de adevăr îngrijorați de faptul că la ultima discuție, dacă știți, a discutat de alocarea de fonduri și pentru, special pentru țările cele mai afectate, Spania, Italia, care au nevoie de fonduri mult mai mari pentru cumpărarea de special de produse din acestea de protecție. Și au fost atunci niște înțelegeri în vederea alocării banilor. Se pare că Germania, Olanda și țările nordice, Danemarca s-au opus ca să se facă emiterea de eurobonduri. Italia a cerut emiterea de eurobonduri pentru ca să poată să facă rost de mai mulți bani garantate de Comisia Europeană. Ei s-au potrivit și verzii aici europeni au spus că trebuie acordată mai multă atenție țărilor acestea afectate și să fie alocate mai multe resurse financiare acolo unde este nevoie. Și dacă Italia și Spania au spus și într-adevăr s-au dovedit că au nevoie să fie alocate aceste fonduri, cu toate că s-a spus, s-a ridicat acel mecanism de control și acum se poate trece peste acel 2 sau 3% era, dacă știți, nu se putea depăși, nu știu cum se chema acel indicator pe economie, nu s-a renunțat la el, dar deficitul, se pare, deficitul bugetar. Este nevoie de o implicare mai mare.
Da, e o implicare mai mare a Comisiei Europene și de alocare de fonduri din partea Băncii Centrale Europene către țările membre. Pentru că încă se lucrează la modul așa, adică stați puțin să vedem, nu trebuie să ne aruncăm cu prea mult, adică mă refer la măsurile financiare aici, în principal. Și stați să văd aici ce au mai spus, că trebuie să acționăm împreună, nu separat, că asta e pe tendința unor state de a-și asigura pentru ei necesarul de echipamente, de, să zicem, produse din acestea sanitare, și alte țări duc lipsă, pentru că în cazul și României, noi n-am fost pregătiți pentru această criză. Spunea și premierul Orban, când a preluat guvernarea, nu a găsit nimic în ceea ce privește măști de protecție, măștile acestea, costume de protecție, nu exista nimic, și când ne-am dat seama, deja a început să toate statele să achiziționeze, și e valabil asta și pentru alte țări din Europa. Mare parte venea din China. Acum trebuie toate aceste lucruri relocate în Europa și să ne asigurăm și cumva România să fie parte și cumva să asigure. Acum trebuie să se împartă în cadrul Europei, să împartă aceste sarcini, cine produce măști, ventilatoare, adică trebuie să dăm dovadă de, facem echipă, înțeles, și nu trebuie să fiecare să aibă grijă numai de ea, cum a avut tendința și Germania, cum și Olanda, și a spus că în principal trebuie să ne asigurăm să avem grijă de noi și după aia vedem și de ceilalți. De asta chiar vezi, mă dureau. Toți suntem împreună, trebuie să toți să ne ajutăm între noi și să nu fim egoiști. Eram foarte uimit și mă gândeam că nu e deloc în spirit european când vedeam la știri că poliția din România, că poliția din Ungaria sau Slovacia au oprit niște transporturi de măști, de echipament de protecție pentru Italia, unde era deja criza acum o săptămână, două. Și mă gândeam, ce fel de Europa e asta? Ce fel de solidaritate, fraternitate, dacă cei care au nevoie cea mai mare acum nu pot să beneficieze de marfă pe care chiar au și comandat-o și au plătit-o? Numai pentru că statele se simt și ele amenințate și au ca și cum motivația să-și oprească produsele pe care s-ar putea nici să nu le folosească. Dar le țin blocate în țara lor, nu ajută pe cei care acum e în nevoie cea mai mare. Mai ales că, iată, România se laudă că de grabă va crește nivelul de producție, câteva milioane pe lună să facă măști. Până atunci puteai să ajuți sora Italie, nu? Da, Gabi. Și încă o chestie. În România, în Italia și în Spania, sunt pacienți români, sunt asistente și medici români. Exact. Înțelegeți? Exact. Apropo de discuția despre verzii europeni, sunt două teme și spun acum în direct ca cei care ne ascultă să fie conștienți că așa este. Partidul Verde, inclusiv domnul Florin Călinescu și mai ales el, își dorește votul electronic, prin votul electronic la distanță, din acest an, inclusiv la locale. Și aș ruga frumos conducerea partidului să pună acest punct în discuție cu verzii europeni, avem nevoie de sprijinul lor. Și mai este încă o temă, tema pădurilor, care eu unul personal acum, în ciuda discuțiilor contradictorii cu o parte din cei care sunt pe Civic și pe care îi respect, și dar acum avem, pădurea are nevoie de un an, doi de pauză și lemnele de foc se pot găsi, sunt cioate destule. Deci nu o să ducă lipsă românii de căldură, dar acum, din punctul meu de vedere, I'm sorry, pădurea trebuie să, de asta este părerea mea, pădurea trebuie să aibă un an, doi de pauză. Astea două lucruri aș cere ca și sprijin verzilor europeni. Mulțumesc! Chiar statisticile confirmă că dacă în țară au murit 69-70 de oameni, afara țării sunt vreo 20 deja de români morți în diaspora. Și e clar că în spitale, acolo, în Italia, în Spania, în Germania, în Marea Britanie, sunt și de ai noștri, pentru că mulți lucrează acolo. Haideți să revenim acum la oile, la berbecii noștri, la școală și la copiii care nu prea mai vor să învețe cum învățau altă dată și că e necesară o reformă a învățământului. Eu am impresia că e prea multă materie, nu știu de ce acum la liceu se predă, ce altă dată se preda în academii, și nu e destulă aplicare pe viața reală. Nu e adevărat.
Ascultați-mă un pic, că haideți să vorbim, da. Credeți-mă că la asta chiar mă pricep. Deci, în primul rând vreau să vă spun că, într-adevăr, copiii sunt sufocați de prea multe lucruri pe care le fac. Este foarte adevărat. În sistemul pe care îl propun eu, elevul își alege și poate să aibă mult mai puțină materie față de cea care se predă acum. Pe de altă parte, nu sunt de acord cu ideea că ceea ce se face acum în liceu se făcea altădată în facultăți. Nu este așa. Nivelul este cam tot același care era pe vremea noastră sau poate chiar mai slab. Ba chiar nivelul, vorbesc de nivelul materiei cerute, și cantitatea de cunoștințe este mai mică decât cea pe care am absorbit-o noi, ca să zic așa. Dar trebuie să ținem, este un lucru de care nu se ține cont, și anume de faptul că societatea în ansamblu ei s-a schimbat drastic și învățământul a rămas potrivit poate, dar pentru alți ani, nu pentru anii aceștia. În anii aceștia noi suntem efectiv, copiii tineri sunt sufocați de extraordinar de multe activități. Pe vremea noastră nu exista decât școala și cartea. Astea le aveam noi la îndemână, pentru că așa era societatea atunci. Acum, tânărul, gândiți-vă, acum discutam cu elevii, un elev mi-a spus că a stat ieri 14 ore pe telefon. E adevărat că cele 14 ore, mi-a zis că vreo 10 ore a urmărit niște seriale pe telefon, dar 4 ore le-a folosit ca să comunice cu alții pe tot felul de mijloace dintre astea. Există unui tânăr în timpul școlii, acum gândiți-vă că TikTok, nu știu dacă știți platforma TikTok, asta este ultima modă printre tineri, cam de vreun an și jumătate, îi fură 3-4 ore. 3-4, pe TikTok sunt filmulețe mici, de obicei hazli, poate să fie de 10-15 secunde sau de 30 de secunde. Tot felul de prostioare. Stă tânărul în telefon, cu ochii în telefon, 3-4 ore. Gândiți-vă că tânărul de acum are internetul la dispoziție, unde găsește tot ce vrea. Are o tonă de canale de televiziune la care se poate uita la seriale. Are o grămadă de jocuri pe calculator ce noi nu aveam. Deci societatea s-a schimbat drastic. Și învățământul trebuie să se acomode. Și nu doar învățământul, atenție, că și comunicarea partidului ar trebui să se gândească la lucrul acesta. Societatea s-a schimbat drastic și trebuie construit un mesaj care să fie în ton cu vremurile și care să poată ajunge la urechile receptorului în aceste vremuri. Vă ascult. Am văzut că s-a ridicat mâna, de-aia m-am oprit. Da. Mulțumesc. Cer scuze de întrerupere. Mulțumim, domnule profesor. Reflexe, profesor, a văzut mâna sus și s-a oprit. Da, m-am oprit. Aș vrea să intervin și eu puțin, aveți perfectă dreptate, dar eu cred că o prioritate ar fi, inclusiv al Partidului Verde, să insistăm foarte mult pe depolitizarea învățământului. Să încercăm evitarea numirilor politic, a inspectorilor școlari, a directorilor în unitățile de învățământ. Dacă vom reuși vreodată să scăpăm de acest aspect, cred că învățământul va putea fi îmbunătățit. Pe de altă parte, eu cred că învățământul și educația în România trebuie tratată cu o seriozitate și responsabilitate mult mai mare, plecând de la inspectorat și până la managerii unităților de învățământ. Și aș vrea să vă dau un exemplu personal. Eu am terminat liceul agricol în Sibiu și vă pot spune foarte deschis că am absolvit profilul veterinar. Practic am un atestat de veterinar, dar eu în realitate nu am pus în viața mea mâna pe o găină sau pe o vacă. Și asta pentru că atunci când aveam acele săptămâni de practică, fie eram duș la cules fân sau la săpat șanțuri, nici de cum nu eram instruiți, învățați și nu eram puși să facem practică în domeniul care ne interesa cel mai mult. La acea vreme, mi-aduc aminte în discuții cu colegii de pe atunci,
eram elevi, eram niște copii, noi ne bucuram despre faptul că nu eram puși foarte mult la practica care ar fi trebuit să o avem. Dar astăzi, eu, de exemplu, aș da în judecată acel liceu pe care eu l-am absolvit, deoarece mi se pare că am pierdut acei 4 ani din viață, i-am pierdut degeaba. Eu m-am înscris cu scopul de a învăța o meserie acolo, ceea ce nu doar că nu am fost eu dispus să învăț, ci pentru că nu a fost liceul în sine, nu a tratat cu seriozitate acea profesie pe care noi trebuia să ne însușim în cadrul liceului. De aceea spuneam că ar trebui învățământul tratat cu mai multă seriozitate și responsabilitate față de elevi. Și din nu liceu, doar din prisma profesorilor. Și din liceu sau din școală generală, copilul trebuie să iasă pregătit pentru viață, în primul rând. Cum am ajuns acum să facem campanii la televizor, să iasă vedete sau președintele să ne explice că trebuie să ne spălăm pe mâini, poate să ne arate și să ne spălăm și pe dinți. Nu e așa că noi nu știm chestii elementare despre viață. Unii încă și acum cred că dangătul de clopot sau apa sfințită la biserică are efecte miraculoase. Nu unii, majoritatea populației crede și se ducă și pupă moaște și mâna preotului. Cred în chestii din astea mistice. Pentru că e la pământ educația, nivelul de cerință e foarte mare, omul ajunge în clasa a patra și deja simte că mai mult nu poate, se simte idiot, handicapat și se duce la școală ca la cimitir, cum zicea încă și Bacovia la mijlocul secolului trecut. Liceul era cimitir al tinereței lui, pentru că e depășit de materie, nu învață nimic util din viață, l-a terminat cânește și a luat bacul sau nu l-a luat și a terminat cu temirce adeverință și se duce în viață nepregătit pentru viață. Nu-l pregătește nici familia, nu-l pregătește nici școala. Și trebuie să înveți a nota din mers. Trebuie să înveți să folosești computerul, chiar dacă a avut limbaj de programare la școală. Nu știi să folosească computerul, foarte multă lume, cum zici dumneata, trece prin școală și n-a văzut un computer. Dar a avut lecții de informatică, limbaj de programare. Asta una la mână, partea practică și apropo de partea practică, sunt foarte multe școli profesionale, acele școli, să zic așa, vocaționale, care efectiv nu s-au finanțat și s-au dizolvat. Noi acum avem nevoie de oameni care să facă cursuri scurte, deci noi suntem acum practic contra timp, în sensul că, și rețineți, am întâlnit în anul trecut, deci în anii ăștia, sunt români care nu știu să scrie. Deci credeți-mă, nu știu să scrie. Și au 20, 23, 24 de ani. Și nu vorbim, hai să zicem, că de anumite categorii sociale. Nu. Sunt oameni de la care ai avea chiar pretenții. Deci noi avem nevoie de cursuri scurte, unele chiar pe online, și care duc la o meserie. Avem nevoie de atât de multă de muncă în infrastructură, avem nevoie de un exemplu, de excavatoriști, de eu știu, prelucrători nu știu cum. Sau, deci sunt o grămadă de meserii a care nu trebuie nu știu ce facultate. 3 luni de zile, 6 luni de zile, un an, hai, 2 ale mai pretențioase și îl duci în câmpul muncii. Deci este durerea ceea ce se întâmplă. Sunt atâtea de oportunități în România că practic poate sunt eu, mă observ mai bine una alta, dar văd lucrurile cum merg în Suedia, da. Deci un cursuri, rămâi fără loc de muncă, mergi la șomaj și zice, uite, avem loc de muncă. Unde? Acolo. Dar n-am curs. Zice, nicio problemă. 3 luni de zile durează cursul, noi te plătim atâta procent. Dau un exemplu. Mergi, fără cursul și ai loc de muncă asigurat. Am terminat. Câtă vreme mai avem? Câtă vrem. Așa câtă vrem, parcă era vorba că terminăm într-un ceas. Păi dacă vreți, terminăm într-un ceas. Sigur, terminăm când vrem. Oricum n-am început la 7. Da. Dacă tot vorbim de învățământ, aici completez și eu la ce au spus colegii, că învățământul românesc la ora actuală nu mai este adaptat
cerințelor, efectiv și la piața de muncă și la economie. Noi avem un învățământ care produce, să zicem, diplome. Oamenii își au diplomele cum și le au. Sunt facultăți multe private care sunt și cum sunt ele certificate, asta nu știm, se iau toată lumea să duce ea diplome acolo, termină acea facultate și rămâne cu o diplomă, n-are ce face în groașe numărul șomerilor sau celor care pleacă. Deci, într-adevăr, trebuie refăcut, pentru că nu mai există meserii. Noi nu mai avem în România oameni care să știe să lucreze pe profesii. Sunt cine învață, învață din gură în gură, din ăștia așa. Nu mai există un învățământ tehnic care să pregătească instalatorii, nu știu, constructori, zugravii. Nu există. Oamenii învață din auzite. Noi avem constructori care fac după ureche multe lucruri. Se ridică case după cum credeți. Citesc niște schițe, le fac cum le fac. Deci e clar că e dat peste cap învățământul la noi, iar oamenii care au mai știut cât de cât meserie au plecat afară. Au rămas la noi mână de lucru care nu avea niciun fel de pregătire, deci putem să spunem că sunt necalificați, mare parte sunt necalificați cei care lucrează, iar cei care au studii superioare nu sunt buni de nimic, pentru că mulți sunt angajați în sistemul de stat, care e pe pile, e așa, și începând de la administrații locale, guvern, a prezint o diplomă de la nu știu ce facultate, îi dă acolo un birou și nu face nimic, plimbă niște hârtii. Și asta înseamnă că sunt pierdute, nu există resursă umană, aceasta de fapt nu este adevărat resursă umană, este doar ca să angajezi niște oameni să stea degeaba. Statul pierde niște foarte mulți bani cu persoane nepregătite, puse pe posturi, cu funcție de corupție, deci trebuie în întregime. Partidul Verde propune refacerea întregului sistem de învățământ, care trebuie să se adapteze cerințelor pieței și instituțiilor. Pentru că la noi funcționează pe bază de pile, relații, angajat pe o diplomă care nu contează, oameni care nu-și fac treaba la locul de muncă pentru că nu știu ce să facă efectiv, habar n-au ce să facă cu toate că au o diplomă, și lucrează 10%, 15% din instituții care lucrează efectiv și țin în spate 80% care habar n-au și stau pe funcțiile alea degeaba. Asta se întâmplă la administrații locale, guvern, instituții, universități, inclusiv în universități, auzeam de la colegi că sunt mulți care predau de pe niște foi, profesori nu-și fac treaba și sunt ținuți în spate de colegi, genul cum sunt colegii noștri care își fac treaba cum trebuie, dar în schimb sunt mulți profesori care au ajuns cum au ajuns profesori și ocupă niște locuri, cum a spus, e politizat institutul, de sus până jos inspectorii își aduc tot felul de profesori, de inspectori mai mici, care la rândul lor încearcă să-și păstreze locurile și oamenii care sunt profesioniști sunt dați la o parte sau marginalizați. Asta nu trebuie să mai se întâmple. Noi de-aia am ajuns în România, că oamenii care pot face ceva sunt marginalizați, sunt trecuți deoparte, începând de la Parlament, autorități, administrații locale, sunt puși pe funcții oameni care nu au nicio pregătire. În principal știu să fure. Am atâta s-a învățat de 30 de ani, asta știu să fure, dar nu trebuie mare școală ca să știi să furi. Deci trebuie refăcut în întregime sistemul de învățământ. Aceea dau dreptate și te rog, trimite-ne ideile tale să le punem în programul nostru de... L-ai mai trimis, dar mai trimite-le odată, Constantin, te rog. Și simt... Am una ultra scurtă, într-o frază de schimbare. Am una schimbarea pe scurt, care e vreo două pagini, și am scris o lucrare întreagă care e pe câteva zeci de pagini despre schimbare. Așa că vă trimit toate variantele. Și mai simt... Formule de fizică în limba română. Nu e nicio formulă. Simt mare nevoie în programa școlară. Simt mare nevoie în programa școlară, pe lângă deprinderi de viață, cum vă spuneam, spălat pe mâini, spălat pe dinți, cum te protejezi într-o relație sexuală, etc., nevoie de educație, de drepturi ale omului. Degeaba au făcut facultate 10 ani medicii de la Suceava, de la Spitalul Județean, dacă i-a chemat șeful pe toți în aceeași încăpere, și bolnavi, și suspecți, și sănătoși, ei știau că asta nu-i normal sub aspect medical, au stat toți ca oile, ca vacile, ca proștii, ca ignoranții, ca țăranii de rând, au stat acolo o oră în așteptare să vină șeful să le spună ce să facă. Și iată, avem 200 de bolnavi la Suceava și carantină pe tot orașul. Dar sunt medici, pentru
Ce folos că au învățat 10 ani în facultate dacă n-au știut să zică nu, domnule director, nu suntem tâmpiți să ne sinucidem. Exact. Aș vrea să intervin și puțin. Apropo de dezvoltare, da, numai puțin, că fac o mică glumiță, la Suceava e ca și la not, e stilul flutur. Eu am vrut să spun că la liceul Brukenthal din Sibiu, unde desfășur eu activitatea, am avut un grup de elevi care au făcut un protest pentru mediu, un caz mediatizat de altfel, pentru că acel grup de elevi au fost amendați de poliția locală pentru că au depășit perimetrul pentru care aveau autorizație la acel protest. Nu știu dacă vă aduceți aminte. Ei, în urma unor discuții cu unii dintre acești elevi, ei erau foarte nemulțumiți pentru faptul că ei nu învață foarte mult sau spre deloc despre politică. Ei nu știu ce înseamnă politica. Ei ajung să împlinească vârsta de 18 ani, obțin acel drept de vot, dar ei nu înțeleg de fapt ce se întâmplă. Ei nu cunosc, nu sunt educați în acest sens, nu cunosc, nu știe ce este Parlamentul, nu cunosc atribuțiile, nu-și cunosc drepturile. Pe vremea când eram eu al elev, știu că învățam minime aspecte la cultură civică, dar astăzi am înțeles de la elevii mei că ei sunt foarte mult pe din afară în acest subiect. Dacă nu există trebuie introduse, este clar. Și pentru că guvernanților le convine ca cetățenii să fie ignoranți, că sunt mai ușor de dus de căpăstru și de călărit. Da, educație ecologică și mai este încă un tip de educație, educație antreprenorială. Trebuie. Cum să faci o asociație, cum să faci un... Sunt de acord cu tine. În clasa 10 este un obiect de un an de zile, educația antreprenorială. Da? Mult. Știu. Acum copiii știu să gestioneze timpul și banii. Și real și uman. Nu vedem asta realizat în viață. Înseamnă că nu se predă bine. Da, și mai fac și economie. Mă fac destul de serios să fie și bun. Asta nu știu. Asta rămâne de văzut. Acum, de-aia ziceam eu că trebuie schimbare, pentru că lucrurile pot să fie prevăzute în programă. Însă între a fi prevăzute în programă și a și da niște rezultate e o diferență. Aș vrea să vă spun și eu câteva lucruri despre învățământ, pentru că am constatat din discuția noastră că anumite lucruri nu sunt chiar cum ar trebui de bine înțelese. În primul rând vreau să vă zic că eu nu sunt îngrijorat deloc de politizarea învățământului, pentru că eu nu înțeleg ce înseamnă asta. Știți de ce? Pentru că dacă directorul meu de școală, să zicem, este propus, nu știu, din partea PSD-ului sau din partea PNL-ului, atâta tot că el este din partea PSD-ului sau PNL-ului, de el nu poate să interfere în actul educațional la clasă. Programele și felul în care se desfășoară actul de învățare, de afilierea politică a directorului. Câteva secunde. Acum 15 ani, când mi-am început activitatea didactică, am vrut să desfășor o activitate și mergând la directorul școlii să vorbesc despre această activitate, directorul mi-a spus așa: tu dacă o să continui să faci acea activitate, de la anul nu o să mai post în învățământ, iar dacă vii în PSD, ai 10 ani postul asigurat. Acesta este un aspect. În primul rând, dumneavoastră doreați să faceți o activitate. O activitate pe lângă activitățile care sunt în programă și care se fac zi de zi, este ceva nesemnificativ, este doar un lucru. După aceea, sunt izolate cazurile în care eu n-am, indiferent de simpatia politică pe care o am sau nu am, indiferent ce fac, eu nu mă simt deloc amenințat în postul meu. Și nici în ceea ce fac la clasă. Eu îmi predau fizica exact la fel ca înainte și dacă aș fi profesor de română, mi-aș preda româna exact la fel ca înainte, indiferent cine e la inspectorat, de la ce partid și cine e ca director.
Sigur că este și asta o problemă, dar nu asta e marea problemă a învățământului. Sunt multe alte probleme mult mai grave decât astea. Și parte dintre ele le-ați atins și alea trebuie rezolvate. Acum, din nou, mă rețin pentru că nu putem să intrăm în detalii, pentru că sunt foarte, foarte multe lucruri de spus. Dar totuși, un detaliu aș vrea să spun. Am să vă rog frumos, când vorbiți despre învățământ, să țineți cont că diversitatea problemelor este colosală. Adică, este foarte greu să faci afirmații care să fie valabile pentru toată lumea. E foarte greu să faci o afirmație care să fie valabilă și la doamna învățătoare, la ciclu primar și la liceu. Trebuie vorbit separat pentru liceu și separat pentru învățământul primar. Vă dau un exemplu mai înainte, îmi spuneați că în Suedia, de exemplu, nu sunt teme. Nu sunt teme până la ce clasă? La liceu sunt sau nu sunt teme? Pentru că e o diferență foarte mare. După aceea, gândiți-vă la ce eterogenitate de calitate intelectuală a elevului avem. Avem colegii naționale care au clase de top, care dau olimpici național și internațional, și avem elevi din categoria vocațională sau de la țară sau de la unele licee care nu reușesc să ia bacalaureatul. E o diferență extraordinar de mare între materialul uman pe care îl avem și nu putem să facem o afirmație care să fie valabilă și pentru elevul care e detalii olimpic și pentru elevul care se străduiește să-și ia bacalaureatul sau poate nu vrea să se străduiască. După aceea mai avem o eterogenitate legată de materie. Într-un fel discutăm despre niște măsuri care se iau pentru educație fizică și altele pentru matematică și pentru limba română, pentru istorie, pentru geografie, pentru limbile străine și așa mai departe. Deci fiecare categorie este cu problematica ei. Ca să nu mai zicem că mai există încă o confuzie care s-a făcut în această discuție, și anume între pregătirea de bază, care este pregătirea de cultură generală, și pregătirea pentru profesie. În pregătirea pentru profesie este o problemă foarte mare modul în care adaptezi învățământul la cerințele pieței. Deci problematica este extrem de diversă și e foarte ușor să emiți niște judecăți care sunt valabile poate pentru o parte, dar nu sunt valabile pentru altă parte. Deci când vorbiți despre anumite lucruri legate de învățământ, spuneți exact la ce vă referiți. Care este nivelul de studiu? Vorbim despre studenți sau vorbim despre grădiniță? Da? Care este finalitatea pe care o dorim? Dorim învățământul de cultură generală sau dorim învățământ profesional pentru a răspunde nevoilor pieței? Da? Deci este foarte important să facem aceste diferențe, că dacă nu le facem, atunci discuțiile despre învățământ sunt într-o nebuloasă totală. Haideți dar să simplificăm lucrurile. Să... Da, vreau să intervin puțin că a provocat puțin Constantin referitor la, într-adevăr, este cultura pe care o acumulezi în clasele 1-8, unde există deja o programă și aici se poate face îmbunătățiri, dar ce facem după clasa, după 8, acolo unde vorbim de, deja de profesional sau învățământ superior, la asta mă referam. Și sunt de acord că trebuie separate și învățământul de bază trebuie să fie bine pus la punct și obligatoriu, pentru că sunt cele 8 clase, dar după cele 8 clase trebuie să venim la realitate și să nu mai stăm pe ce se întâmplă acum cu sistemul ăsta superior de învățământ care nu e adaptat realității. Deci eu nu vorbeam de cel de 1-8 învățământul de bază, eu vorbeam de meserii și profesii care se învață după clasa 8-a, în școli profesionale, licee industriale, nu știu, și facultăți. Dar România, unde se generează și sunt majoritatea iese economiști și avocați, suntem o țară de avocați, economiști și nu știu ce fel de profesii care nu se mai regăsesc, se iau diploma. Aici e problema, nu la învățământul de bază 1-8. Aici trebuie făcută reformă. Asta vreau să spun. Când am propus să simplificăm, mă gândeam la metoda Trump, care le-a zis membrilor NATO, dacă nu cheltuiți cel puțin 2% din PIB pentru armată, nici nu mai avem ce discuta. Noi, dacă am dublat bugetul educației și cercetării, am avea un progres sau nu e problemă de dotare ca în spitale? Trebuie revizuit altfel sistemul educațional. Sistemul pe care l-am propus, eu am zis că se face fără bani. Deci eu ce propun, nu e necesar să se investească nimic.
și explic și cum se poate face, cu toate mecanismele din spatele schimbării. Deci în sistemul meu este propus. Bine, tot până la urmă nu se poate fără bani, dar evident fără niște cheltuieli colosale, nu banii sunt problema. Sigur că dacă ar fi bani mai mulți, ar fi mai bine și dotări ar fi mai bune și multe lucruri. De exemplu, eu ca profesor de fizică mă confrunt cu lipsa unui laborator și pot să vă zic că un laborator de fizică care să mă servească de la clasa a 6-a până la clasa a 12-a pentru a face toate experimentele din manual cu grupe de elevi pe care să-i pun să lucreze câte 3 acolo la un experiment ar costa între 50 și 60 de mii de euro. Am făcut calculul cu tot cu dotările necesare de genul tras curent la mese și pupitre cu aparate de măsură și așa mai departe, tot ceea ce trebuie. Deci, dacă vorbim de un... Și să știți că asta nu este o sumă foarte mare, e o sumă mare la nivelul nostru, dar când vorbim la un nivel de buget local chiar, la nivel... Și nu este o sumă colosală, ca să pună... Eu, totuși, eu sunt la un colegiu național și măcar colegiile naționale n-au niște laboratoare ca lumea. Deci asta este un lucru care se poate face. Vreau să mai fac o observație în legătură cu observațiile pe care le faceți despre învățământ. Foarte multe lucruri ar trebui să știe elevii, dar întotdeauna când propunem să mai învețe elevii ceva, să spuneți la ce renunțăm. Pentru că deja elevul este plin, știți, e ca un pahar plin, dacă mai pui o picătură, se revarsă. Deci dacă vrei să pui niște cunoștințe, nu știu, de exemplu, vrei să faci cursuri de bucătărie, că ar fi bine să știe să gătească, da? Ce scoți ca să pui cursurile de bucătărie de acolo? Scoți ceva de la matematică? Scoți o oră de sport? Ce scoți ca să pui acolo? Știți? Asta este o problemă foarte mare la care am să vă rog, când veniți cu asemenea propuneri, să vă și gândiți cam ce s-ar putea pune, ce s-ar putea scoate. Și o să vedeți că nu prea poate. Sensul acesta. Știți? Eu cred că este și vina părinților. O constatare a mea este că există astăzi o concurență între părinți. Și anume, dacă eu mi-am dus copilul să facă pian, să învețe limba engleză, eu îmi duc, prietenul meu își duce copilul să învețe și engleză și germană. Altă cunoștință îl duce și la pian, îl duce și la balet, îl duce și la karate, îl duce... Sigur. E așa, cred că există așa, această concurență între părinți, de fapt, pentru a face cât mai multe cu copiii lor. Totuși, de ce copiii, de ce copiii merg 10 ani la școală și învață limba română, 10 ani în continuu, și tot se exprimă pe internet cu greșeli gramaticale? De ce 10 ani copiii învață matematică, algebră, geometrie, tot ce vrei și nu știu să-și numere banii la sfârșit de școală? Chestii practice. Analfabeții știu să-și numere banii, asta e foarte interesant. Și știm, e o categorie socială care nu știe să scrie, nu știe să citească, are carnet de conducere, nu știu cum, dar știe să-și numere banii și nu îl înșeli la bani niciodată. Apropo, Constantin și Cristian, se face, am terminat școala de ceva vreme, se fac acele consilieri cu elevii? Da, sunt. Eu, de exemplu, în fiecare zi am elevi, în special cei cărora le sunt diriginte, stau de vorbă cu ei. Eu le zic că face to face, așa, față în față, 2-3 elevi iau la mine în cabinet și vorbesc cu ei. Există și ore de consiliere care se trec și în condică, atenție, cu părinții. Deci da. Și părinții sunt consiliați, profesorii dirigenți au o oră pe săptămână în care sunt la dispoziția părinților pentru consiliere, atenție. Da. Deci există. Sunt prevăzute în programă, totul este să se mai și facă. Eu cred că trebuie să trateze cu seriozitate aceste aspecte, nu? Poftim. Da. Cristi și Constantin, ia că noi cei din spate de la suport trebuie să dăm bice la grupul pentru învățământ și numai să spuneți. Din punctul meu de vedere am înțeles care este treaba. Eu unul vă ajut, sunt în echipă. Cred că eu am stat cam mult aici și mie mi se descarcă laptopul și nu am aici alimentatorul.
Așa că eu cred că o să vă las. Ne mai întâlnim zilele viitoare și mai stăm de vorbă. Eu mai am o propunere foarte interesantă, care nu e legată de învățământ de data aceasta, dar ia prea mult ca să discutăm. Păi sigur aici. O să ne mai vedem, cum ne vedem iată a doua oară cu Cristian Hirsch, sau cum Gabi intră în fiecare seară, sau cum ne supraveghează Silviu foarte des. Și dumneavoastră o să puteți intra oricând o să doriți. Vă mulțumim pentru prezența azi, ne-a fost interesant, sper să fie la fel de interesant și în zilele următoare. Exact. Vreau să fac un anunț și o mulțumire în același timp. Există o asociație, îmi pare rău, nu mi-aduc aminte cum îi spune, din București, care luptă pentru calitatea aerului, care au considerat că suntem un partener serios de dialog și vrea să ne doneze niște senzori de aer. Cristi știe de treaba asta, Laurențiu de la Timișoara, domnul Nelu de la Constanța, și să vedem unde mai le putem plasa la filialele care sunt mai... Uitați, acum am primit mamanatura.ro. Mulțumesc, Alexandru, înseamnă că ne urmărește și o să-l invităm în emisiune când vom avea și pe alții care vor să spună câte ceva. Uite, dacă tot l-avem aici pe colegul, domn profesor Constantin, poate la școală putem monta niște senzori în Târgu Mureș. Da, eu sunt foarte de acord cu asta. Eu conduc, printre altele, și cercul de robotică de la noi, de la liceu, și pot să mă ocup de așa ceva. Ok, doi senzori trebuie să puși. Unul la școală și mai găsim o locație. Găsim noi niciun fel de problemă. Acum e o problemă deplasarea, dar după ce trece criza, sigur că da, ne ocupăm de asta. Ba chiar există ceva inițiativă în Târgu Mureș, există o universitate numită Universitatea Cultural Științifică Târgu Mureș, e o universitate locală, ca să zicem așa, care au un program, nu știu exact acum că nu am mai luat legătura de vreun an de zile cu ei, care au un program de monitorizare climatică amplă, atât din punct de vedere al temperatură, presiune, umiditate, cât și din punct de vedere al noxelor, de toate felurile, au tot felul de senzori cu care măsoară și nu știu dacă sunt din aceeași categorie senzorii pe care doriți să-i montați cu senzorii care erau în programul lor, nici nu știu dacă l-au dus ei programul până la sfârșit, dar aș putea să iau legătura și să vedem cum putem să anodăm lucrurile să meargă înainte. Ok. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru participare. Am vrut să vă arăt pe toți. Aha. Vă arăt pe toți acum. Ne vedem în fiecare seară de la ora 7. Ne numim verde în față și așa încercăm să vorbim franc, curajos despre problemele pe care le identificăm și iată, unii avem chiar și soluții la ele. Sunt Oleg Brega, vă dau întâlnire în seriile următoare, poate chiar mâine seară de la ora 7. O seară bună! O seară bună! Salut! Am oprit transmisiunea. Da, Oleg, am rămas noi doi.